Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Ascultă Biserica Domnului, frați și surori, în această seară de joi, familia Șerban, fratele Cristi și sora Andreea, frații noștri, au venit cu micuțul Calvin John la binecuvântare, al doilea copil pe care Domnul l-a dat familiei lor. Vrem în numele Domnului să vă salutăm, frate Cristi, sora Andreea. De asemenea, vrem cu respect să vă salutăm rudeniile, prietenii și colegii care vă însoțesc la această ceremonie sfântă când aduceți copilul înaintea Dumnezeului nostru ca să-L binecuvinteze. Suntem bucuroși de bucuria voastră, pentru că rudele și prietenii, duminica următoare când avem serviciul de binecuvântare, nu sunt în oraș, au cerut îngăduința pastorilor să aibă serviciul de binecuvântare în această seară și noi cu dragoste vrem să-i servim și să fim alături de bucuria lor. Cu această ocazie, stimată familie Șerban, frați și surori, îngăduiți-mi să spun câteva cuvinte despre această măreață calitate pe care o avem în viață, să dăm naștere la copii, să ne bucurăm de ei, să-i vedem crescând, făcându-se oameni mari și să le călăuzim pașii, învățând din propriile noastre experiențe spre lucrurile înalte ale existenței. Și aș vrea să îmi iau gândurile pe care vreau să le spun din textul biblic Exod, capitolul 2, acolo unde mama lui Moise primește responsabilitatea copilului pe care l-a avut, pe care a încercat să-l ascundă pentru supraviețuire în contextul în care în Egipt, unde ei erau prizonieri, era interzis să naști copii. Fiind prizonieri în Egipt, această mare națiune se temea că prizonierii, născând mulți copii și de parte masculină, fiind bărbați, vor crește, vor deveni puternici, se vor răscula împotriva lor și prizonierii vor deveni stăpâni. De aceea, ori de câte ori se năștea un copil de parte bărbătească, exista această interdicție ca să nu-l nască sau, dacă l-a născut, să fie omorât. Mama lui Moise îl naște pe acest copil, îl ascunde o perioadă scurtă de timp și când nu mai are nicio soluție, îl pune într-un sicriaș din papură și îl lasă pe râu, pe Nil, în voia Domnului. Dumnezeu se implică în această împrejurare aparent neînsemnată și copilașul ajunge să fie văzut de prințesa țării, de fata președintelui, de fata regelui al lui Faraon, care primește pasiune să se ocupe de copilul acesta și sub pretextul că va primi o doică care se ocupă de copil, o primește chiar pe mama copilului. Împrejurările au fost în așa fel organizate de Dumnezeu, încât copilul acesta să rămână în viață, să fie crescut chiar de propria mamă, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile și își protejează copiii. Aș vrea însă să mă opresc asupra responsabilității pe care această femeie a primit-o. Deși fiind mama copilului, Dumnezeu folosește această împrejurare ca să o facă și mai responsabilă de ceea ce urma să facă față de propriul copil. Și observați ce îi spune fiica lui Faraon. În versetul 9, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și după ce a crescut, ea l-a dat. Pentru că așa trebuie să facem întotdeauna. Ne străduim cu copiii noștri 15-20 de ani, îi creștem, îi facem mari, îi educăm și după aceea îi dăm. Înainte să îi dăm însă, este o perioadă lungă. Perioada aceasta pare grea, uneori complicată, copiii uneori sunt bolnavi, sunt implicați în tot felul de peripeții, dar atunci când se fac mari și îi dăm, în inima noastră rămâne un gol și multe amintiri. În perioada aceasta lungă însă, noi trebuie să ținem cont de următoarele lucruri. Primul dintre ele, responsabilitatea să fii părinte. Către mama lui vine acest cuvânt, ia copilul acesta. Ia copilul acesta. Este o responsabilitate să fii părinte. Nu este o obligație, în primul rând este o binecuvântare. În
Genesa, capitolul 1, versetul 28, Biblia spune, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Să faci copii, în primul rând, este o binecuvântare, nu este o obligație. Onoarea de a face copii, capacitatea fizică de a face copii, harul de a putea da naștere unui copil în interiorul familiei, în primul rând, este o binecuvântare. În primul rând este o binecuvântare. Această binecuvântare trebuie acceptată cu înțelegerea că este o chestiune, este o problemă între fiecare familie și între Dumnezeu. Nu este în primul rând o problemă între fiecare familie și biserică, nici între fiecare familie și societate. Este o problemă între fiecare familie și Dumnezeu. Frate Cristi, sora Andreea, stimați părinți, este o responsabilitate între noi și Dumnezeu. El ne cere lucrul acesta, ia copilul acesta. Ne cere Dumnezeu să devenim responsabili de această misiune. A fi părinte e o misiune. E o misiune lungă, e o misiune grea. Înainte să-mi căsătoresc fetele, am crezut că misiunea mea se termină la nuntă. Nu s-a terminat. Cei care sunt mai în vârstă decât mine și au copii mai mari, au nepoți, știu că misiunea aceasta, pe timp ce trec anii, ea se mărește, fiindcă în loc de unu vin doi și apoi în loc de doi se înmulțesc, vin nepoții, misiunea se complică. Dar și capacitatea noastră de a ne implica în misiunea aceasta crește odată cu vârsta și cu experiența pe care o acumulăm. Frate Cristi, sora Andreea, este o misiune la care vă cheamă Dumnezeu să fiți demni, să fiți responsabili, să nu cârtiți, să nu fiți nemulțumiți, să nu o faceți cu greutate, ci cu plăcere, cu bucurie. Stăpânul care vouă v-a dat viață, vă oferă această responsabilitate și vă spune în seara aceasta încă o dată, chiar dacă fizic v-a spus cu câteva săptămâni în urmă, luați copilul acesta. Ridicați-vă la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul spune responsabilitatea să-l crești și să-l educi. Alăptează-l. Spunea fiica lui Faraon, ia copilul acesta, responsabilitatea să fii părinte, acceptă asta, o accepți ca pe o binecuvântare și în al doilea rând, alăptează-l. Oferă-i ceea ce trebuie ca să crească. Însă copilul este format ca oricare adult, ca oricare alt om, inclusiv că e copil sau adult, din duh, suflet și trup. Și toate aceste trei entități trebuie hrănite în perspectiva creșterii. Creșterea și educarea copilului este responsabilitatea părinților. Nu doar să-l primească, ci în mod activ, în mod conștient, în mod organizat să se implice în educarea copilului. Oricât de mult ne-am implicat în educația copiilor noștri, uneori suntem nemulțumiți de anumite atitudini pe care ei le au. Suntem nemulțumiți de anumite vorbe pe care le spun. Suntem nemulțumiți de anumite alegeri pe care le fac în anumite momente ale vieții. Nu există părinți perfecți și nici copii perfecți. Dar, dincolo de imperfecțiunea care e specific naturii umane, noi trebuie să ne creștem copiii și trebuie să ne educăm copiii. Este chemarea noastră nu doar să-i primim în familie, având un număr de 1, 2, 3 sau mai mulți copii, ci dincolo de faptul că îi primim în mod fizic în familia noastră, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea să-i creștem, dar nu doar să-i creștem care presupune aspectul fizic al existenței, ci să-i educăm. Să-i educăm. Pentru că doar crescându-i nu-l vor cunoaște pe Domnul, nu vor cunoaște legile Domnului. Când Moise a scos poporul din Egipt, de 3 ori a spus poporului, când vă vor întreba copiii voștri, mamă și tată, nu eram în viață sau eram micuți, am auzit că ai avut o experiență, explică-mi ce a însemnat experiența aceea. Voi să le spuneți așa, în experiența aceea a venit Dumnezeu și uite ce s-a întâmplat. Și experiența aceea, pentru că ea părinților lor, va avea o mare semnificație și va avea o mare influență asupra lor. Frate Cristi, sora Andreea, vă spunem în această seară, pentru că este sărbătoarea voastră și a copilului vostru pe care vi l-a dat Domnul, să vă implicați folosind toate resursele pe care le aveți, să creșteți copilul acesta, pentru că nu-l creșteți pentru voi. Să știți că atunci când se va face mare, va trebui să-l dați. Dar trebuie să-l creșteți pentru împăratul. Împăratul nu primește în garda lui orice soldat, neinstruit, needucat, necizelat, fără maniere. Voi creșteți acest copil cu perspectiva că trebuie să-l dați împăratului când se va face mare,
Dar până când se va face mare, Dumnezeu a crezut că voi sunteți în stare să-L formați pentru garda împăratului. Ați primit onoarea aceasta, luați, primiți această onoare și ridicați-vă la înălțimea așteptării pe care Dumnezeu o are cu privire la voi. Creșteți și educați copilul acesta, pentru că în al treilea rând, pe voi, dacă vă asumați responsabilitatea de părinte și responsabilitatea creșterii și educării, vă așteaptă o mare răsplătire. Uitați ce spune fiica lui Faraon. Ia copilul, alăptează-l și eu îți voi plăti. Nu copilul îți va plăti, eu îți plătesc. Să fii liniștit, să muncești fără grijă și cu speranța că atunci când copilul se va face mare și îl vei da, eu, Domnul, o să-ți răsplătesc. Tot timpul să aveți această perspectivă. Copilul se va face mare și îl veți da Domnului. Va fi în slujba Domnului. De aceea trebuie să fie instruit. Și toate eforturile care voi le-ați făcut, ziua și noaptea, neștiute de noi, după cum ale noastre nu știute de voi, fiecare le știe pe ale lui, va veni Domnul într-o zi și va răsplăti și va binecuvânta. Aceasta este onoarea de a fi părinte, tată sau mamă. Onoarea de a naște, de a crește și de a educa. Stimată familie Șerban și stimate familii din Biserica Domnului, în această seară vă aduc aminte încă o dată, datorită vremurilor ciudate pe care le trăim, când familia, creșterea și educația copiilor, din punct de vedere a valorilor spirituale, sunt absolut neglijate. Vă aduc aminte că în calitate de copii ai Domnului avem această responsabilitate unică de a primi copiii pe care ni-i dă Dumnezeu, de a-i crește pentru numele Lui. Niciunul dintre noi nu suntem chemați în mod egal la a face ceva pentru Domnul. Și toate lucrurile care ni se dau în primire ca să ne ostenim pentru Domnul, ne sunt date în funcție de mulți factori. Nu cântăm la fel, pentru că puterea și darurile sunt diferite. Nu predicăm la fel, nu muncim la fel. Fiecare le facem după putere, după măsura credinței, după harul care l-am primit. La fel este și cu nașterea de copii. Fiecare are scopul lui înaintea Domnului, are menirea lui înaintea Domnului, dar atâția câți copii îți dă Dumnezeu, asumă-ți responsabilitatea să-i primești, asumă-ți responsabilitatea să-i crești, să-i educi și să faci lucrul acesta cu bucuria, că într-o zi Domnul te va chema și te va răsplăti și te va binecuvânta. Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă binecuvinteze familia și urmașii din neam în neam până la revenirea Domnului. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.